Gata, știu, m-am prins. M-am prins. Fosta mea soție votează cu Klaus Iohannis. Deci are aceeași filozofie de viață. Și sorme. Și mama și tata. De ce? Le trebuie susținători. Și găștili care vine câte 10-20. Cum? La ăștia le trebuie susținători? Bă, cred că se clatină. Dar mulți susținători, știi? A. Păi și noi când a fost la tribunalul cu fata mea soție, nu mai știa fata cum să facă, să mă dea în judecată. Au fost, deci, trebuia un singur proces și gata. Nu, a făcut 4 procese. Uite, trebuia să fac semnul sacrament. Era bine doar să fie 2. Nu, 4. Nu știu ce pula m-am mai dat. Eu vrea, trimitea hârtiuțe, e rău intenționat. Păi da, sunt rău intenționat. Cred că se simțea penetrată. Și avea susținători. Prima oară a greșit, a zis, bă, n-am venit cu susținători. Era sala normal. Era oră de dimineață, lumea nu prea se scoală. Era câțiva zgâiți care și aștepta și procesii. Bă, dar la al doilea proces s-a dat fata cu iubiri. A venit cu susținător, bă. Cum? S-a umplut sala. Băi, ce-am pula mea unde am intrat. Văd un primul susținător. Imediat m-am uitat la el. A, iubire. Doar m-am uitat așa. Am zis, a, ăsta e iubire, gata, îl știm pe iubire. Că deja îl știm pe iubire. Iubire. Dar iubire nu se abținea. Trebuia să îmi explice că e iubire. După aia, noi am, era dosarile acolo, n-am mai făcut nicio adăugire, eu eram părât, tot timpul eram părât. Păi, fata fiind turnătoare, mă păra. De ce? Că sunt cu... Nu știu. Mi-am ținut pledoariile. Urle și ziritări! Stai că mi-e un prost. Cum îl știm? E, atunci încă mai funcționa creierul. Între timp s-a îmbolnăvit. Și face teatru. Cred că face teatru de operații. Vrea să omoare la băiat. Deci te-ai făcut și tu susținător, tati? La iubire? La amărâtile? Adriana? Original. Ai 2 tătici? 2 mămici? Ba nu, ai 3 mămici? Și 2 tătici? Sau nu știu cât pula mea de tătici și mămici ai? Ia-i pe toți. De ce? Susținători. Râdea susținătorii. Hei, 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 hei. Bă, ce mă încercă. Am zis, wow, las că băgăm la mansardă. Și după aia ne gândim noi, dar acum avem o treabă aici. Și eu mi-am ținut pledoaria. Nu tipam, doar că apăsam puțin pe accelerație. Și mi-am aia și eu vocea ca să se audă în pula mea ce zic acolo, așa. Fata nu. A, vreau numiri. De ce? Pizda mea nu mai e pizda așa cu numiri. Ce dracu faci cu numiri? Nebună de căcat! Era nume de electrician, era silă de el. De jegos, de muncitor jegos. Acum aș înțelege pizda mătii dacă ne căsătoream acum și divorțeam acum. Că eram bețiv. Și țipam la tine și te omoram. Tu-ți morții mătii de ștorfelină. Tu vă în gură de handicapați. Pișeam aș pe creierii voștri, de fapt n-am pe ce să mă piși.
A trecut tu să fii cu împăcările tale, împacă-te în pula mea! Jegoasă, drecu! Du-te, fă și fă o baie în pula mea și spală-te pe dinți, fată jegoasă!